Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați venit în comunitatea noastră! Astăzi vorbim despre suplimente. Este luna noiembrie, dar vreau să vă zic că în grădină mai avem păpădie. Uitați-vă ce frumușică! Și vă recomand și vouă să mâncați păpădie chiar și în timpul de toamnă sau iarnă, dacă ea este vie. Și nu e corect că se poate păpădia de mâncat doar înainte de a da floarea. Frunzulița rămâne mereu vie. Dacă frunzulița este vie, deci nutrienții, enzimele și toate beneficiile sale sunt binevenite în orice sezon. Fiecare își ia porția sa. Eu mănânc, iată, 5-10 frunzulițe. O puteți mânca pur și simplu, fără să o adăugați în salate. Noi am mai vorbit despre păpădie. O să vă las link-urile în descriere. Deci ce alegem? Păpădia sau suplimentele nutritive de la Green World? Oh, Green World. Ce înseamnă că Green World este încă amprentat în memoria mea? Știți că am colaborat cu compania Green World timp de 10 ani și desigur că și-a lăsat amprenta cu amintiri frumoase. Acum eu, fiind în Canada, îmi achiziționez suplimente și produse cosmetice, de make-up, deci produse interne și externe pentru frumusețe și interioară, externă și exterioară, frumusețe și sănătate interioară și exterioară de pe site-ul iHerb. Anul acesta iHerb împlinește 25 de ani de activitate și au foarte multe reduceri. Deci această micuță cutiuță am profitat de reducere și am luat așa, la reducere. De ce am luat? De ce zic că nu e pentru sezon, dar mi-am luat un balzam. La noi era balzamul Steluță sau un balzam vietnamez care conținea diferite uleiuri antivirale. Acest balzam l-am luat special pentru a ne proteja de țânțari, fiindcă aici în Canada sunt foarte mulți țânțari. Și dați să-l vedem ce ambalaj și cum este acest balzam. Conține ulei de muscată, deci geranium, ulei de eucalipt, de mentă, ylang-ylang. Iată așa arată. Acum țânțarii au dispărut, dar îmi pregătesc căruța iarna. Deci această cutiuță este pregătită pentru alt sezon, pentru sezonul de vară. Crema Destin este o cremă care conține un guen de zinc. Deci, iarăși, pentru timpul de vară, timpul însorit, unguentul de zinc care îl pot folosi ca cremă de protecție. Crema de zinc are mai multe proprietăți benefice. Dați să vedem și componența, fiindcă pentru prima dată procur această cremă. Ia așa ea. Crema de zinc are proprietăți antiinflamatoare, antialergice, de calmare, de protecție. Se aplică foarte, foarte ușor. Deci este o cremă foarte, foarte ușoară. N-are niciun miros, neutră. Îmi va ajunge. Eu când am venit în Canada, mi-am luat o cremă din Chișinău, la fel de 100 de grame. Deci 113 aici sunt de grame. Și mi-a ajuns pe un an jumate. Iată crema care am luat-o
când am plecat în Canada. O să-mi întind, fiindcă ea albește foarte bine. Deci când ne protejăm pielea, ea are o acțiune și de albire. Mai departe am aici ce am? Ulei esențial. E ulei esențial care, nu știu, îmi pare că l-am prezentat pentru un somn dulce. Eu l-am finisat. Mie îmi place aromaterapia și înainte de somn folosesc uleiul în baie sau iată acest ulei, mix de ulei care conține ulei de portocală, ulei de lăvânțică și îmi aplic pe la încheieturi. Deci la piciorușe, la mânuțe, ce îmi place. Îmi aplic după ureche și dorm foarte, foarte bine. Ce? A, mai am aici un ulei. Un ulei. Fac o colecție de uleiuri acum, esențiale. Deci mi-am procurat și ulei de brad. Uleiul de brad antiviral. Dacă aveți posibilitatea să vă procurați ulei de conifere, de brad, de pin, de enufăr, puteți să faceți mix, aromaterapie. Eu pot să adaug în, chiar când fac curățenie generală, adaug câteva picături în căldarea cu apă care spăl podeaua și împrăștie aroma uleiului, uleiului în cazul acesta de pin, în toată casa. Iată așa arată flaconașul, este foarte, foarte micuț. Mi-a sărit de la hârtie când tăiam pe bluză. Mi-a sărit o bucățică de hârtie. Este foarte bine ca uleiurile de pin să le folosiți în aromolampă. Sau la fel o picătură la 10 ml de ulei de bază pentru masaj. Masajul sinusurilor, masajul la fel după ureche, la gât când sunteți răciți, în caz de gripă. Uleiurile de conifere sunt foarte, foarte benefice. Se pot amesteca și cu alte uleiuri. Deci puteți să-l amestecați cu ulei de eucalipt, ulei de arbore de ceai. Sunt mixuri foarte, foarte benefice acum în sezonul rece. Mai departe avem zinc helat. Ați văzut că eu am prezentat, mi se pare că jumătate de an în urmă, zinc picolinat. Și am vorbit despre zinc. O să vă atașez link-ul în descriere să cunoașteți care este cel mai bun zinc de folosit. Acum am luat zinc picolinat, zinc helat. La fel, se absorbe foarte bine. Deci, ca să cunoașteți tipurile de zinc și care mai bine să-l folosiți, priviți filmulețul din descrierea acestui clip. Deci, link-ul din descriere, veți găsi în descriere. Voi menționa mai departe, o să vorbim despre acest produs la final, ciupercile superioare. Mereu vă arăt aceste ciuperci superioare pe care noi le luăm cu soțul și le spunem că este o bombă. Deci când eu procur produse de la iHerb, compania îmi oferă întrebări de la consumatori, iar eu le dau un răspuns. Și totodată scriu care sunt emoțiile mele când folosesc preparatul. Și deci eu mereu scriu
Căci piețele superioare sunt, wow, bombă pentru organism. Aici se conține mai multe ciuperci, v-am mai spus, cordyceps, reiki, shiitake, matsutake, un complex minunat de a menține sănătatea, forța, imunitatea și dorința de viață. Este super bun, deci puteți să vă alegeți ciuperci superioare aparte, separate. Nouă ne place acest mix. Omega 3, deci l-am finisat, am finisat un ambalaj și acesta l-am luat să mai continuăm, să continuăm, fiindcă ne place, a fost la reducere, acest ambalaj m-a costat $4. Eu sucut că asta e super, super ofertă și are 100 de capsule. Noi luăm câte o capsulă, deci vă dați seama cât este de benefic. Deci omega 3 este benefic pentru sistemul nervos, articulații, numai în șir beneficiile unturii de pește, că voi le cunoașteți. Dar dacă vă doriți să vorbim despre omega 3, scrieți, vă rog, în comentarii. Despre magneziu. Despre magneziu am vorbit iarăși de mai multe ori, că magneziul putem obține din produsele naturale. Dacă mănânci în zi un pahar de semințe de floarea soarelui, voilà, ți-ai luat doza pe zi. Dar magneziu este de diferite forme. Noi am finisat cu soțul magneziu pantotenat. Și dacă mă urmăriți și pe rețelele de socializare, în story pe Facebook, am publicat mai multe filmulețe despre magneziu. Deci magneziu picolinat, dacă aveți dureri de inimă, sunteți stresați, palpitații, nervozitate. Iar magneziu citrat, deci noi cu soțul combinăm diferite. Acum am luat citrat fiindcă am nevoie, fiindcă am crampe. Atunci am luat pantotenat fiindcă învățam franceza, învățam naturopatia, eram stresați și aveam nevoie de pantotenat. Acum, fiindcă vom face sport de iarnă foarte intens și mai facem și facem, am luat citrat pentru relaxarea mușchilor, pentru un somn dulce și iarăși vă voi atașa linkul în descriere despre filmulețele despre magneziu. Am lăsat la urmă un preparat care pentru prima dată l-am achiziționat, se numește gama, acidul gama butiric, care are o acțiune benefică asupra sistemului nervos. Dar nu numai. Deci este un neurotransmițător. Și la fel, dacă ai insuficiență de magneziu, de vitamina B, ai palpitații, ești stresat, nu dormi, ești agitat, vă recomand să luați GABA. Este, eu l-am început undeva în august, am avut un ambalaj procurat din magazin și mi-a plăcut, dar acum pentru prima dată l-am achiziționat de pe iHerb. L-am încercat, mi-a plăcut și acest produs se ia desigur că împreună dacă aveți nevoie cu vitamina B și cu magneziu pentru un efect maxim. Fiindcă sunt persoane care zic, am încercat magneziu, nu mi-ajută, beau vitamina B, nu mi-ajută nimic. Deci să știți că după o vârstă, în special după 45, după 50, după 60, dar după 65, vă spun că noi avem nevoie să luăm. Fiindcă eu am observat pe mine, eu nu mănânc atât când mâncam chiar 5 ani în urmă.
Nu am nevoie. Organismul nu pierde atâta energie și calorii ca în tinerețe. Și să mănânc salată, multă, multă mâncare, dar am nevoie de mai puțină, o porție mai mică. Și de aceea, dar de faptul că sunt activă, am nevoie de nutrienți. Organismul are nevoie de suplimente și de aceea și procurăm. Fiindcă vrei, nu vrei, dar trebuie să-ți ajuți organismul. Și mulțumim, sunt suplimentele. Dacă aș, să zicem, aș fi mai tânără, m-aș limita la o alimentație corectă, cum făceam și înainte, la salate, la semințe încolțite. Deci pentru cei tineri care, dacă voi nu aveți nevoie de suplimente, nu le luați, alimentați-vă corect, sport, sucuri, fructe, legume. Dar pentru noi, la vârsta elegantă, la o vârstă înaintată, noi avem nevoie să ne ajutăm organismul, avem nevoie să ne ajutăm spiritul, deci și mintea, și corpul, și sufletul. Fiindcă eu n-aș putea, poate că mi-ar fi greu, să mă rog lui Dumnezeu, stând în genunchi, aș avea poate dureri, sau m-ar deranja, m-aș chinui poate, dar datorită suplimentelor și a alimentației corecte, a hidratării, a activităților, a credinței, eu am posibilitatea să hrănesc și sufletul, și mintea, și trupul. Dacă voi sunteți adepții suplimentelor sau dacă voi vă simțiți bine, activi, doar cu o alimentație la o vârstă înaintată, să scrieți, vă rog, în comentarii. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că sunteți cu mine. La revedere, cu drag de voi! Multă, multă sănătate! Pe curând!